Sezonul urzicilor a început. Acestea sunt foarte căutate de către gospodinele din toată țara. Sunt ușor de preparat și pot fi incluse într-o mulțime de rețete delicioase. Urzicile au fost folosite în bucătărie de sute de ani. Acestea se găsesc pe piață în sezonul de primăvară. Totuși, pot fi cumpărate chiar și de la supermarket. Producătorii de urzici știu că de multe beneficii au acestea pentru sănătate. Au un gust specific, iar acest lucru se datorează conținutului mare de fier din acestea. Inflamația pielii este imediat însoțită de usturi și mâncărim la interacțiunea cu planta. Totuși, dacă urzicile sunt culese cu atenție, atunci acestea pot fi incluse într-o mulțime de preparate delicioase. În general, urzicile sunt considerate plante medicinale. Acestea conțin multe vitamine și minerale. Urzicile sunt bogate în vitamina B2, K și A. De asemenea, acestea conțin inclusiv acid acetic, acid formic și săruri minerale. Urzicile se găsesc în mai toate piețele în această perioadă din an. Specialiștii susțin că urzicile au proprietăți antiinflamatorii datorită conținutului mare de antioxidanți care se găsesc în acestea. Urzicile sunt sărace în calorii și pot fi incluse cu ușurință în dieta oricărei persoane. Mai mult decât atât, studiile arată că acestea ajută inclusiv la tratarea afecțiunilor terapeutice. Pentru a putea consuma urzicile, trebuie să ții cont de niște pași simpli. Începe prin a purta mănuși atunci când le colectezi. Astfel, acestea te-ar putea înțepa atunci când le cureți. Începe prin a curăța urzicile de codițe. Adună cu mare atenție frunzele acestea, apoi spală-le sub un jet de apă rece. Urzicile pot fi trecute printr-un blender și transformate într-o rețetă uimitoare de piure de urzici cu usturoi sau pot fi incluse într-o ciorbă răcăritoare de primăvară. Preparatele cu urzici sunt delicioase și nu conțin foarte multe calorii, totuși acestea au o mulțime de beneficii pentru sănătatea organismului. Urzicile rămân vedetele sezonului de primăvară și ar trebui incluse în dietă, datorită sezonului scurt în care pot fi găsite pe piață, relatează capital.ro.